Bună dimineața! Astăzi le duc calendarele dincolo, așa că luăm numărul 4. Hai că palmul deschid aici ca să nu mai mergem până dincolo cu el. La numărul 4, ce avem? Vezi că sunt curioasă. Ce avem la numărul 4? Ce e aici? Ia să vedem, să vedem. Wow! Avem, ia să vedem ce este piatra asta albicioasă. Hai că nu știu care este dintre toate astea, că e albicioasă așa. S-ar putea să fie asta. Un coars clar, albicios. Cred că asta este. Ia uitați ce zice despre această pietricică. E super frumoasă și să știți ce îmi place despre ele, că sunt măricele. O lăsăm și pe dânsa aici. Și acum, Ștef trebuie să deschidă două, pentru că iar nu a deschis. Luăm cu noi și bebicu. Numărul 4. Să vedem. Arată-ne și nouă. Ce ai avut astăzi? Ce-i? Pentru pachetel, furculițe cu pisicuțe. Poftim. Hai, urcă bebe în pat, urcă în pat. Să te aduc și ție. Urcă în pat, așa, hai. Ca cum îți aduc și ție? Ca să poată el să-l deschidă. Așa. Dă-i puțin ăsta în sus, așa, ca să bage și el degețelul. Așa. Ia, wow. Vezi ce ai tu acolo. Wow. Ce e acolo, mami? Scoate-l, ce e ăla? Wow. Un căluț? Ce e ăla? Ce e ăla, mami? Ia. E un ren? Ai un măgar! Și 4, ai grijă să nu-ți intre vreunac în mână ceva și tu stai acolo. Stai să vedem. Wow! Lasă-le așa acolo ca să le băgăm după aia căstace să nu le ia bebeș la... 4. 4. Că iar nu s-a deschis. Ia, fii atentă! Ce sunt astea? Wow! Un cangrejo! Un rac de pescuit. Dă el că n-are ac înăuntru. Wow! E din silicon. Neața bună, nu am dat cu fața până acum pentru că am fost băgată în priză și n-am avut timp pur și simplu să deschid telefonul. Sunt pusă la calculator să văd ce am de postat. Îmi scriu și în agenda că mă mai întrebați ce scrie acolo. Am un planner, ia să vă arăt, așa, toată luna, stați că a căzut ceva din el. Am un planner cu toată luna în care scriu ce postez în fiecare zi ca să nu fie repetitiv. În afară de vloguri și în afară de, știți mai ce, și de ălea de dimineață, reels-urile. În rest, încerc să nu fie repetitiv, să nu vă plictisesc și cum trebuie să joacă, profit că se joacă cu piesele Lego, zic, hai să mă ocup repede și de partea asta, iar după, când termină și fac că are ceva treabă pe la grill, prin grădină, nu știu pe unde, să-l ia el să stea cu dânsul ca să pot eu să filmez. Așa mă desfășor, că altfel nu se poate. Și astăzi am și noroc că e o vreme ploioasă și nu pot să fac nimic prin curte. Așa că îmi programez situația pe aici, îmi pun în ordine ideile, gândurile și mai apoi trecem la atac. De dimineață, apropo, am uscat niște felii de portocală pe care vreau să le fac unele cu ciocolată și unele să le pun în brăduț. Deci ador felii de ciocolată, felii de portocală cu ciocolată. Deci nebunia mea pe perioada friguroasă a anului. În alt urme de idei, mă pun, am treabă, ne vedem mai încolo. Mergem să vedem rățuștele, dar înainte vreau să vă arăt. Mandarinele au început să coacă și la noi. Astea sunt mandarine târzii. Ce faceți voi aici? Ce faceți voi aici? Ce fac măcănețele? Avem 7 măcănețe în total. Ce faci, mami? Îi dai pupic? Îi dai pupic la măcăneață? Le-am pus aici la adăpost cu mama lor, la uscat. Ia uite ce frumos e că e. Măcăneața, vezi că el scoate alta.
Da, mami, măgâneața! Uite cum 7 curte. Sunt, năzdrăvane! Ce ai făcut în dimineața asta? Ce gard la găini ai făcut? Și totodată mă duc să filmez roadele lunii. Ați văzut clipul deja, cel mai probabil. Dar am zis să vă arăt ce avem noi în luna decembrie. Până ograda noastră. Suntem în vestul sălbatic, în fermele din vestul sălbatic. Avem gard pentru găini. Bun, bun, bravo! Tăgaș, cazurli, opa, hai sus! A ieșit la plimbare. Și v-am spus despre prelatele, le întindem ca să nu mai iasă stuful, ca să nu ierbicidăm. De asta sunt întinse așa prin livada noastră. Am pus troaca de cenușă la găini. Și Anduțu și-a luat bățul și le aleargă. Lasă-le mai să-și facă baie în cenușă, că m-am săturat să dea mranița asta la o parte. Hai să luăm ciolofanul ăsta de aici, să-l ducem. Uite ce au făcut găinile astea aici. Mamă, mamă! A pus acolo pe deasupra. Da? Alu-i ăsta? Ia uite, a făcut pui. Trebuie scoasă și puse și ea într-o parte, pe o margine. Să avem aloie pe țar la vară. Uite unde ăsta trebuie. Hai să aici, să nu ai. Parcă mai aveam unde ăsta. Și să fac așa, să pun aloia sus. Așa, da. Frumos, pe undeva. Hai să pun lădițele, că iar au fost și atentă câte mranițe au scos de aici. Au frate. Ce faci, mamă, cu bețele astea? Ce faci cu bețele astea? Uitați-vă la Figaro, bea apă din trocul găinilor. Stă la o conversație cu o găină. Ia uitați-vă și pe cocoșel. Și pe doamna găină. Și eu, numai văzând fața asta, știu ce vrei. Știu ce vrei. Numai văzând această față pe care o ai. Vă spuneam mai devreme că am adus cenușă proaspătă la găinuțe, să se scalde, să facă băiță, și le-am pus troaca asta pentru că le puneam jos, imediat o împrăștiau și se duceau la mraniță și făceau dezastru la mraniță. Deci eu nu mai scap de ăsta, fraților, nu mai scap. Mranița au distrus-o, au scos tot ce era acolo, am pus iarăși cutii ca să nu mai scoată, că ne trebuie mranița asta pentru la primăvară. Și le-am adus troaca, căci în troacă e mai controlată situația. Acum să sperăm că o să se învețe. Și vreau să vă spun că le-am schimbat mâncărica, le-am dat câteva zile uruială, un combinat așa de uruială, călduță. Au început să ouă nebunele, deci au început să ouă, așa că să continuăm cu uruiala asta, care e un complex de toate, ia să vă arăt. Despre asta vorbesc, are de toate aici și le place foarte mult și s-a cunoscut imediat la ouă. Vezi că are, cum se zice, bobul nu e chiar așa praf să bage chimice în ele sau altele. E bob măcinat mai mare, vedeți că are porumb, are semințe de floarea soarelui, grâu, văd aici, tărâțe, e bine. Și s-a cunoscut imediat situația și aici mai am tărâțe, ia uite, am găsit tărâțe de făcut borș. Am luat un sac mare pe care îl facem dimineața cu apă caldă și cu pâine și le dăm dimineața când este foarte rece, când avem un grad 2 și le prinde foarte, foarte bine. Clasic, cărațele numai din ăsta mănâncă, le dăm la rățuște și cam asta este mâncărica la animăluțe. Dimineața a plouat și a plouat bine, că e tot umed, dar acum uitați-vă ce soare frumos e. Și ceva, bineînțeles că nu a fost de neoprit în dimineața asta, a făcut gardul la găini acolo, pentru că trebuie închis ca să nu mai sară în iaz, că astea albe, care sunt de carne, sunt mai prostuțe ca găinile de curte și mai sar câteodată în iaz și nu mai ies de acolo. Au murit vreo 4 așa, necrate. Cine e mic și a venit la iubit? Da, mami. Am niște churros din așa de la Lidl și e prima oară când îi fac. Să vedem cum ies. Vă țin la curent. Examenul de Valentina? Cum a fost? Mira, todos los acentos. Mira por detrás, sí. El truco ese que tenía, había dicho yo. Așa? Los acentos y eso. Pa. Sí? Pues bien. Foarte bine, atunci.
he mirado en nos tocaba en valores biblioteca, entonces me he ido a coger un libro en valenciano para pues porque si después de la biblioteca săptămâna asta să ducem cărțile. Concluzie, nota 4 pentru ciuro de la Lidl nu ne-au plăcut, ies super uscați, deci trebuie să mă mobilizez să fac eu ciuro, că rețeta nu e grea din câte am văzut și pe internet, așa că nu, nu mai luăm, nu ne plac nici ăștia. Unde îmi plouă mie în gură momentan e la feliuțele de portocală cu ciocolată, deci nebunesc după astea, nu mai pot. Am filmat rețeta, uitați ce frumoase sunt feliuțele. O să o postez când voi edita rețeta momentan. Fai, deci nu mai pot, mă ocup de dânsa. Ia-ți piulița, na. Astăzi a fost despre reorganizare, filmat una alta. Nu am prea putut sta de vorbă cu voi, dar să concluzionăm ziua. Am reușit cu ce mi-am propus. Mai am de făcut o baie, îl culc pe bebe că încă nu doarme și după când adorme bebe puțin citit și la năniță că mâine ne așteaptă o nouă zi, deși prin urmare, dacă așa vrea bunuțul, ne vedem și mâine, să aveți o noapte liniștită în continuare. Ne vedem!